Nu acceptai conceptul de a fi singur înainte, dar acum ești în patul tău, incapabil să dormi. Începi să îți imaginezi, începi să te gândești la ce ai făcut sau ce vrei să faci mâine. Apoi începi să te gândești la lucruri care nu ți-ai fi dorit niciodată să te gândești. Te miri că ești singurul din casă care e treaz la ora asta și ești surprins că ești singurul treaz din camera ta. Auzi un sunet subtil, înfundat, venind dinspre bucătărie. Chiar acum te gândești că a fost vântul. Ciudat, nu? Apoi îl auzi din nou. De data asta știi că nu poate fi vântul. Acum o secundă nu a fost vântul, doar o briză. Poate îți imaginezi. Da, asta ar trebui să fie. Vreau să zic că nimeni nu mai este treaz, iar tu cu siguranță ai închis ușa. Minutele par a fi ore, iar tu auzi sunetul din nou. Dar de data asta este mai aproape. Cum ar putea fi? Mintea îți joacă feste. Vreau să spun că locuiești într-un cartier bun. Nu au fost niciodată crime aici. Cred că ți-a ieșit din minți, deoarece auzi sunetul de parcă ar veni de lângă ușa ta. Fără vreo ezitare, pui pătura greoaie pe tine, pentru a te proteja. Te trec transpirații reci, spunând în mintea ta, din nou și din nou, nu este nimic aici. Apoi auzi acel mic sunet, ca fiind de la ușa ta. Sunetul îți răsună în minte, ca și cum ar trece ore. Ai vrea să te duci să verifici, dar îți este frică că vei da nas în nas cu cineva sau ceva. Așa că îți închizi ochii cât de strâns poți, încercând din răsputeri să adormi și să scapi din acest coșmar. Orele trec fără niciun sunet, iar inima îți bate încet și apăsat. Începi să realizezi cât de stupid a fost să crezi că e ceva acolo. Îți dai pătura jos, încremenești și auzi o ultimă frază. Ar fi trebuit să te trezești deja.